Am văzut că mai multă lume nu lua în serios problema amenințărilor hibride. Și iată că zilele trecute am văzut cum grupul criminal Shore utilizează deja bătrânii. Asta e foarte cinic. Să utilizezi bătrânii în calitate de transportatori de bani în numerare. Și ați observat cum instituțiile au sechestrat peste $1 milion în numerar. Am solicit și în continuare instituțiile să fie vigilente, pentru că astfel de tentative vor continua. Eu vreau să remarc următorul lucru, că acești bani sunt bani murdari, bani din crimă organizată, bani din amenințarea asupra statului.